mă cheamă Stancu Anastasia Ana Maria, am 11 ani și fac gimnastică de performanță de la 5 ani. Am ajuns în sala de la gimnastică prin filmările de la televizor, văzând și mama la fel, a făcut și ea gimnastică și a zis să încercăm, să facem, că eram acasă activă, făceam, mă învăța mama și a zis să mă ducă la sală. Am mai mulți idoli, nu știu ce să zic, că toate au fost foarte bune. Dar cred că Nadia Comăneci cel mai mult. Prima dată am văzut-o pe ea la sala ei, cu numele ei, și a doua oară am văzut-o când ne-a făcut ea o surpriză nouă de Crăciun. A venit în România și ne-a făcut sărbătoarea ei pe palmiere. O să le pun într-o ramă, pentru că am și un costum pe care l-am câștigat la Cupa Nadia Comăneci cu Nadia și o să-mi fac într-o ramă cu costumul și palmierele cu semnătura. Am avut niște emoții, că am crezut că nu o să reușesc să fac ce fac fetele, că noi eram la inițiere, să zic așa, și eram mai diferiți. Dar m-am obișnuit cu timpul. La concurs mi se pare foarte frumos, mai ales cu echipa, că ne încurajăm și ne creștem morala toate una altuia, pentru că în primul an n-am avut echipă și am fost singură. Am câștigat în fiecare an medalia de aur și am câștigat-o și la în Turcia, când am fost la Balcaniadă. Locul 1 cu echipa și locul 1 cu individualul. Majoritatea sunt de aur, momentan de bronz încă nu am, am de aur și de argint. Am fost la bârnă, la paralele, pentru că la paralele am ratat, la bârnă am ratat. Dar se mai întâmplă, din greșeli învățăm. Aparatul meu preferat e bârna, dar toate aparatele sunt foarte frumoase. Doresc în continuare să mă țin de sport, să fiu sănătoasă în primul și în primul rând, să ajung la Olimpiadă, pentru că în 2028 am 15 ani și mama a zis, trei astenați mai devreme sau mai târziu. S-a întâmplat anul trecut că mi-era frică să și intru în sală. Că veneam la ușă și mi se schimba vocea, tot, și fața, și mi-era frică. Dar intram în sală pentru că știam că dacă doamna mă vede cu fața asta, se enervează și doamnelor nu-i place plânsul și intram și îmi făceam tot. M-a speriat pentru că, cum să zic, toată baza era pe mine, pentru echipă, pentru că celelalte veneau de la seria B la seria A și era foarte greu și toată baza era în mine. Am simțit un pic că am crezut că nu o să reușesc, că sunt una singură și n-am cum să conduc toată echipa de una singură, că mai aveam măcar nevoie de o fată sau două. Și doamna Lulu a zis că sunt liderul echipei, adică gen dacă una zice să tăceți, ele tot vorbesc. Le zic eu, fete, tăceți, vă rog, că na, trebuie să mă concentrez și tac toate. Acum mă simt foarte bine, mai ales de colegele mele, care mă încurajează, ne încurajăm una pe alta, că ne înțelegem foarte bine. Să ajung la Olimpiadă, visul cel mai mare unei gimnaste, să ajungă cât mai departe.